O șoferiță din Timișoara a ajuns cu mașina în șanț după ce atenția a fost distrasă de o altă mașină care tocmai se răsturnase în afara carosabilului. A urmat-o la scurt timp. Femeia se afla în mașină cu fiul ei. Din fericire, nicio persoană nu a ajuns la spital. Accidentele au avut loc pe drumul național 17 între localitățile Livezile și Rusul Bârgăului. Primul accident l-a avut ca protagonist pe un tânăr de 19 ani care a efectuat o depășire fără a ține cont de carosabilul acoperit de zăpadă și gheață, a derapat și a plonjat cu mașina în șanț. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că mașina avea numere de înmatriculare expirate. Am încercat să depășesc o mașină și am văzut că nu mai am posibilitate, am pus frână și rapolei și m-am învârtit acolo. Am lovit o mașină și m-am strâns. Al doilea accident a avut ca autor o femeie din Timișoara care, furată de peisaj, a pierdut controlul volanului și din cauza gheții și zăpezii de pe acostament a ajuns în șanț și de acolo într-un cap de pod. Din fericire, șoferița și fiul ei nu au pățit nimic, alegându-se doar cu o sperietură groaznică. Primul accident s-a datorat faptului că conducătorul auto a efectuat o manevră de depășire, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă a direcției de deplasare. În urma verificărilor s-a constatat că numele de înmatriculare erau expirate din data de 24-12-2010.